Bună ziua, numele meu este Anca Moroz, reprezint firma FarmTech, sunt director zonal pe toată zona de vest. Cu ce noutăți a venit FarmTech la această expoziție Agromalim Arad 2017? Anul acesta am venit cu mai multe noutăți, printre care se regăsește modelul 9640, care ridică 4 tone 200 la 6 metri. Este un model cu o cabină mult mai spațioasă, mult mai confortabilă, 4x4, ideal pentru stibuirea baloților și încărcarea cerealelor. Alte lucruri importante și de văzut pentru cei care vă vor vizita standul? Mai avem și cel mai mic telescopic care există. Modelul 2345T are în jur de 50 de accesorii folositoare în zootehnie. De ce ar cumpăra un fermier un produs pe care FarmTech îl prezintă aici? Utilajele noastre sunt fabricate în Germania, de cea mai bună calitate. Avem cei mai mari clienți, cei mai mari fermieri, care au utilaje cumpărate de la noi, de la 1 până la 15-20 de utilaje. Sunt foarte mulțumiți de fiabilitatea lor, sunt cele mai robuste și oferim o garanție de 2 ani de zile, service mobil cu echipe de service la toate punctele de lucru. Acum în zona de vest începem să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult. Avem clienți foarte mari. În momentul de față, utilajul, modelul nou, este vândut la Agroind, un client foarte mare din Bihor. Mai avem la Emiliana West, tot vândut, care este în expoziție. Ce utilaje mai prezentați aici la Granim? În completare mai avem autopropulsata, model 2001, fabricată în Germania, de către Straudmann. Avantajul unei autopropulsate este că vacile dumneavoastră primesc amestecul perfect de furaj și rămân sănătoase. Timpul este mult mai scurt de furajare, oamenii sunt mai puțini, utilajele mai puține, iar economisiți timp și bani, bineînțeles. Bună ziua și bine v-am găsit! V-aș ruga să vă prezentați pentru telespectatorii noștri. Bună ziua, numele meu este Meșina Radu Călin, sunt specialistul pe partea de vânzări, produse de recoltare de la firma Ipso SRL. Este o prezență obișnuită pentru noi participarea la acest târg. Am venit ca de obicei pregătiți cu tractoare, începând cu tractoarele mari din seria 8000, fabricate în Statele Unite, plecând de la 270 de cai, la care ne-am gândit că ar fi foarte bune pentru fermierii mari, și coborăm cu seria 7000, 7230, un 6115 și coborăm până la un tractor mic din seria 5 la 100 de cai putere. În ceea ce privește mașinile de lucrat solul, le avem în spatele tractorului, atât pentru arătură, pentru pregătire, cât și pentru semănat, atât cereale păioase. Avem de asemenea mașini pentru întreținerea culturilor, pentru administrarea de îngrășăminte, cât și pentru efectuarea de tratamente. Prezentăm de asemenea un echipament Manitou, de la firma Manitou din Franța, iar avem de asemenea în gama noastră anul acesta o serie de echipamente pentru întreținerea zonei spațiilor verzi, indiferent că este vorba de suprafețe mici de 1200 de metri pătrați până la suprafețele mult mai mari, precum și mijloace de transport de tip gator. Dar ceea ce ne face, ne asigură și reprezintă mândria noastră, sunt bineînțeles combinele. După cum clienții noștri știu, anul acesta am lansat noile produse ale firmei John Deere, combinele din seriile W și T. Reprezintă munca de mai mulți ani a specialiștilor John Deere, care anul acesta au arătat o nouă combină cu un nou aspect, o nouă motorizare în conformă cu cele mai noi norme europene, deci motoare Tier 4 final. S-a modificat nu numai un aspect exterior, am făcut modificări în interior,
în sensul că s-a modificat, începând chiar cu șasiul combinei, un șasiu mult mai rezistent, mult mai ușor. Am continuat cu modificări la sistemul de batere, de asemenea la scuturători, modificări la casa sitelor, astfel încât în momentul de față avem o sită total nouă, cea mai mare sită de pe piață, în momentul de față, vorbind de dimensiunea fizică. Dar, pe lângă toate acestea, aceasta este ceea ce am realizat anul acesta, ceea ce am realizat până acum și ceea ce arătăm. După cum știți, urmează încă o expoziție foarte mare în Europa, se spune că este cea mai mare din lume. Am dorit ca, înaintea acestei expoziții, să facem prezentarea modelului de combină pentru anul 2018, bineînțeles în România, astfel încât fermierul român, când va hotărâ să vadă această combină, să o cunoască deja. Și o vom prezenta atât în țară, static, cât și în lucru direct în cultura de porumb. Vreau să-mi spuneți dacă știu fermierii români să-și aleagă utilajele potrivite. Sunt convins de faptul că dumneavoastră le acordați toate sfaturile de care ar trebui să țină cont și dacă sunt utilaje pentru toată gama de fermieri. Mi-a spus o întrebare foarte dificilă. Din ce cauză? Acum câțiva ani, acum 10 ani, când m-am angajat în firmă, ghidam fermierul pentru ceea ce are nevoie. Acum deja vine cu o listă de cumpărături bine fundamentată, unde știe ceea ce dorește, se informează dinainte, iar la noi vine în ultimul moment. Bineînțeles, are nevoie de sfatul nostru ca să putem acorda nevoile sale cu capacitatea sa de producție și cu capacitatea sa fizică. În ceea ce privește gama de utilaje, firma John Deere este recunoscută pentru utilajele mari. Vorbim de semănători la 17-24 de metri, vorbim de combine de 627 de cai, de tractoare peste 600 de cai. Este adevărat. Însă, de cele mai multe ori se uită că John Deere-ul nu este numai o firmă, o companie care produce pentru mari fermieri. Producem de asemenea și tractoare de 36 de cai, de 65 de cai, de 55 de cai. Deci avem pentru absolut toți fermierii. Dacă acum câțiva ani lucram cu 12 vânzători pe toată țara, astăzi avem o echipă de peste 40 de vânzători, dintre care avem și vânzători alocați pentru fermele mici, care sunt specializați în nevoile și necesarul de utilaje pentru fermele mici, indiferent că vorbim de tractoare, că vorbim de mașini de prelucrat, de semănat. Cum vă numiți? Mă numesc Florea Gheorghe, sunt secretarul general al Asociației Generale Crescătorilor de Taurine din România. Spuneți-mi dacă e nevoie de ameliorare. Păi dacă n-am avea nevoie de progres, n-am avea nevoie de ameliorare. Deci toți ne dorim progres. Și ameliorarea înseamnă progres atât din punct de vedere al producției, cât și din punct de vedere al reproducției, al calității producției și, în final, un spor devenit fermierilor. Deci fără asta nu se poate. Nu putem face o creștere a producției prin mărirea numărului de animale, ci prin creșterea performanței animalelor. Așa ceva nu se poate face decât prin ameliorare. Și ameliorarea nu se poate face decât cu o evidență strictă ținută printr-un registru genealogic al rasei respective. E nevoie de ameliorare? Bineînțeles că este nevoie de ameliorare. Niciodată testarea genomică nu va exclude testarea după descendenți. Iar descendenți înseamnă fii și fiicele, nici de cum mamele, bunicii și străbunicii. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Iar în România, la ora actuală, de-abia AGCTR, o Asociația Generală a Crescătorilor de Taurine, a scos primul tăuraș care este performant și este la SMTS Craiova și se află și în testare, dar deja este ameliorator, dat prin teste genetice și România are primul taur de bălțată cu negru românească tip Holstein și trebuie să avem cât mai mulți, că și noi trebuie să facem și izolare reproductivă și nu să testăm numai tăurașii care vin pe testare genomică din alte țări. Vreau să ne spuneți despre importanța sectorului zootehnic într-un astfel de târg. Un astfel de târg în general trebuie să închidă cercul pe ceea ce înseamnă agricultură, industrie alimentară și
componenta zootehnică este vitală, fără ea nu se poate și mă bucur că există prezentarea asta atât de amplă a sectorului zootehnic, ceea ce înseamnă că există piață, există interes, pentru că nimeni acum nu mai face acte patriotice și vine dintr-o obligație la un asemenea nivel, la o asemenea manifestare. Și în consecință, piața o cere, sectorul se dezvoltă. Într-adevăr, probabil, noi în agricultură va trebui să fim foarte optimiști că până la urmă se vor sedimenta și problemele proprietății, problemele cadastrale, se vor crea marile asociații ușor, ușor. Nu sunt niște procese pe care ni le-am dorit. Noi ne dorim totul rapid, dar nu totdeauna ceea ce ne dorim se își poate îndeplini. Am mare încredere în acest sector și vă spun, așa cum este și această manifestare aici, așa a devenit și Indagra cel mai mare târg de profil agriculturii, industriei alimentare din sud-estul Europei, depășind practic toate celelalte sectoare, toate celelalte târguri cu care ne-am obișnuit, de construcții, de mobilă, de echipamente industriale. Iată că agricultura, industria alimentară a devenit un sector în care manifestarea expozițională vorbește de la sine. Vorbim în același timp și despre rolul asociațiilor, rol extrem de important în dezvoltarea zootehniei și a tot ce înseamnă ramura. Asocierea este cheia până la urmă. Noi va trebui să trecem de conceptul acela de unic acționar, va trebui să învățăm să ne asociem, pentru că prin asociere poți să vorbești de producții semnificative, poți vorbești de export. Dacă rămâi individual, cu toată părerea de rău, poate se va trăi bine, dar nu fără niște realizări semnificative. Bună ziua, în primul rând, sunt directorul executiv al Asociației Aberdeen Angus România. Suntem conducătorii registrului genealogic al rasei Aberdeen Angus de la începutul anului 2015. Pentru noi este foarte important ca nucleul de animale din rasa Aberdeen Angus la nivel național să avanseze din punct de vedere genetic. Noi avem un program de ameliorare care, prin acordarea certificatelor de origine, prin bonitarea ce urmează să o facem, ne dorim să respectăm acele puncte de selecție și acele obiective pentru a avea o performanță cât mai bună în România cu această rasă, cândva să ajungem un potențial vânzător pentru alte țări de genetică și în același timp să avem o carne bine marmurată și o carne foarte bună perselată care este cerută de piața largă a clienților. De ce e importantă ameliorarea raselor? Ameliorarea raselor este una pentru lapte, depinde care mere pe producția de lapte, și alta pentru producția de carne. Eu m-am dus pe producția de lapte și sunt într-un beneficiu bun. Altul care mere pe carne e în beneficiu lui, eu m-am dus pe lapte că ăla mic randamentul meu care prevăd că în viitor nu avem cu cine să mai mulgem oile și eu mulg automat. Nu mai întrebe atâția ciobani să mulg la 5-600 de capete cu 3-4 ciobani. Așa mulg automat. Mulg automat și mulg cu 1-2. Mulțumesc frumos, vă rog să vă și prezentați. Cioranu și Mihail, Arad, fermă de lacune. Mă numesc Lupu Petru. Spuneți-mi, domnul Lupu, cât de importantă este ameliorarea raselor pentru dumneavoastră? Este important, foarte important. Că noi ameliorarea am făcut-o și până acum, pot să zic. Că am făcut-o de ani mult. Că selecția, cum se spune, poate să vede și ce avem aici în boxă. Dar acum, una, și să ajungem la registru, să ajungem la produsii cu origine și e important. Da. Care este rolul ameliorării și de ce e importantă? În primul rând pentru creșterea productivității și îmbunătățirea calităților, atât ca și calitate
ca să zic așa, de gustativă și ca și o să mă exprim, producție, în primul rând. Asta se urmărește. Cum vă numiți și de unde sunteți? Dobrotăion, din localitatea Turnu. Domnul Cioranu, cât de importantă este ameliorarea raselor pentru ovine? Deci pentru cei care au ambiție ca să aibă animale cum n-au mulți, n-au decât să apeleze la ameliorarea animalelor care le au în gospodărie, aș zice. Deci pentru mine asta a fost problema numărul unu de când am început să... Deci după ce am terminat liceul, tatăl meu fiind oier de neam, din tată în fiu, am preluat și în primul an al meu, când am toamna după ce am terminat liceul, am revenit înapoi la fermă, la tata, și primul lucru care l-am făcut, bineînțeles, la sfaturile lui, am sacrificat toți berbecii noștri și am cumpărat alți berbeci. Bineînțeles, atunci se cumpărau, și e vorba de acum 30 de ani, 32-3 de ani, animalele se cumpărau așa, bonitatea, zic eu, după ochiul crescătorului. Acum am ajuns ca această selecție să o facem mult mai sigur, ținând o evidență clară a ceea ce facem, și sper că nu trebuie să fii un mare profesionist ca să vezi dacă un fermier de orice sector ar fi el, bovine, ovine, caprine, oricare rasă de animale, categorie de animale, să vezi dacă face asta cu tragere de inimă sau o face numai așa să se afle în treabă. Și părerea mea că la noi aici în expoziție, la Agromalim, eu cred că ameliorarea își spune cuvântul. Pentru că nu pot să nu vă spun că acum vreo săptămână, două, tot așa la niște contraziceri între noi și, aș zice, și niște specialiști, am ajuns să ne contrazicem pe greutatea animalelor. Ori un animal care n-a trecut prin operațiunea de selecție nu poate să ajungă la niște performanțe, greutate, frumusețe, până chiar și aspectul lui, clar, fără discuție, că prima dată acea bonitare fenotipică care se face când omul intră, când un fermier vrea să intre în jocul ăsta al controlului oficial, de acolo se pornește. Așa că, pentru mine personal, ameliorarea este cu prioritate mare. Domnul Nicu Cioranu, vă mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc și mă bucur că ați venit din nou între fermieri și aici, la Aral, în partea opusă a țării față de București, de la noastră. Am să ating câteva aspecte pe care e bine să le promovăm, să știe lumea unde suntem, ce facem pentru fermieri, că până la urmă rolul asociației este de a lucra pentru fermieri și împreună cu fermierii. Trebuie să se știe că acest program de ameliorare se face împreună cu fermierii. Toate animalele și toți taurii provin din fermele oamenilor, crescătorilor din România. Practic ne mândrim cu ceea ce este românesc și prezentăm performanțele crescătorilor și a rasei bălțată românească și în exteriorul României. Asociația este membră cu drepturi depline în mai multe organizații. ICARU este unul din forurile în care suntem membri. Federația Mondială de Zimental, iarăși, suntem parte din ea. Iar în anul acesta, din anul acesta, septembrie, va puncta și începutul calității noastre de membră în Federația Europeană de Zimental.
scrisorile și corespondența pe care o purtăm și prezențele la aceste conferințe, organizații care sunt și de vreo 4 ani participăm la ele, ne-a permis ca să intrăm în contact cu parteneri din alte țări de la registrele genealogice, care sunt foarte interesați de ceea ce înseamnă bălțata românească. Drept dovadă, sunt foarte multe cereri de parteneriat din partea Turciei, din partea Cehiei, Ungariei, sunt interese și din partea țărilor arabe pentru animale vii sau pentru animale care să fie abatorizate. Practic, ceea ce dorim noi, să creăm o piață de desfacere sigură pentru fermieri, nu ne implicăm în negocieri sau să tratăm anumite prețuri pentru fermieri, că nu este corect, fiecare își va discuta acest aspect cu potențialii cumpărători, dar dorim ca să avem un rol activ între fermieri și cumpărători și terțe societăți, astfel încât cei mai câștigați să fie fermierii. Din punct de vedere al banilor pe care îi încasează asociația, sigur că există o discuție foarte aprinsă pe tema asta, mulți bani și muncă puțină sau rezultate deloc, poate, în ochii unora, dar nu este chiar așa. Există câteva date informative pe care aș vrea să vi le dau. Vorbesc strict în numele Asociației Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească. Pentru 2016, asociația a avut în control oficial al producției de lapte un număr de 10.000 de capete. 10.000 de capete care statul român subvenționează cu 80 de lei per cap de animal, care înseamnă 803.000 de lei pe care i-a încasat asociația pentru 2016. Pe partea de registru genealogic, anul trecut au fost decontate pentru un număr de 43.372 de capete, care însumate cu 30 de lei per cap de animal ar însemna 1.301.000. Dacă e să scădem taxele și impozitele care se plătesc, efectiv asociația a primit o sumă care înseamnă sub 2 milioane, respectiv 1.940.000 de lei. Pentru 2017, totalul, nu mai fac defalcat, doar totalul este de 1.709.000 de lei. Sunt sume de 10 ori poate mai mici decât se vehiculează. Este bine să fim atenți la ce se dă în presă, astfel încât informațiile să fie corecte și să poată fi verificate. Nu suntem cei care ne-am sustras sau ne sustragem de la vreo discuție, doar trebuie să fim întrebați și răspundem transparent la orice fel de întrebare.